Știți că este foarte interesant că sunt surori care se pot supune tuturora. Se pot supune șefului de la lucru, se pot supune pe afară, pe șosea, dacă cineva trage pe dreapta un polițai, se supun și ascultă. Pot să aibă un manierism prietenoasă, cu respect față de cel care vinde roșiile la magazin. Dacă e vorba de soțul ei, nu este respect. De unde vin certurile și luptele între voi? Știți de unde? Că vreți, poftiți și nu aveți. Dacă ați fi mulțumiți cu ce aveți, n-ar mai fi certuri și lupte între noi. Preamărit să fie numele Domnului. Dumnezeu merită să fie lăudat de noi și într-o zi frumoasă precum este aceasta să nu uităm întotdeauna că Cel ce merită lauda, slava, cinstia și onoarea este Domnul Dumnezeul nostru, preamărit să-i fie numele. Ascultând mai devreme părinții, familia Lela cântând spre lauda lui Dumnezeu, mi-am dat seama de unde are fratele Timi așa gene bune de cântare. De asemenea, privind și la familia Tudor Corpodean, care de asemenea vin cu o zestre bună de cântat, mă gândesc că din cei doi nu poate să decât o familie de cântăreți buni. Domnul să-i binecuvânteze. Biblia spune că e mai deprisos să dai decât să primești. Dar uneori e fain să și primești. Ne bucurăm că, după cum spuneau și cei mai devreme, pe fratele Timi îl primim. Am dat până acum și pe alții, acum mai primim și noi înapoi, lăudat să fie Domnul. Ne bucurăm că împreună cu familia și cei care sunteți prezenți, suntem la această frumoasă părtășie și am vrea să aducem câteva cuvinte în atenția noastră tuturora despre ceea ce Dumnezeu vrea cu privire la aspectul de căsătorie. Trăim o vreme în care avem foarte multe la îndemână. Nu cred că a fost în istoria omenirii atâtea conferințe de familie, consilieri, talk shows, dacă vreți, experți de anvergură, oameni bine pregătiți, psihologie, explicații, atâtea lucruri care noi le avem în ziua de astăzi. Ca un cuplu tânăr să intre în aspectul căsătoriei, vorbim despre teste de personalitate, apoi consiliere premaritală pentru un timp destul de îndelungat, fiecare cum și-l structurează, multe învățături, apoi să avem alte învățături pe parcurs, cărți foarte bune și dorim ca toate acestea să creeze o fundație bună pentru ceea ce înseamnă mai departe căsnicia celor doi. Alții vor veni cu alte lucruri împreună care să-i țină pe cei doi. Și am făcut fel de fel de simbolistici oamenii de-a lungul anilor, de bunăoară, cu această verghetă care o pun pe degetul tău să ne unească viața în felul acesta să nu se poată rupe, pentru că verghetă simbolizează aceea unitate și multe alte lucruri care oamenii le inventează și le au, planning și multe alte lucruri. Toate acestea au scopul ca să ducă, dacă vreți, familia la o stabilitate cât mai bună, cât mai tare, ca să rămână în picioare prin toate furtunile care le vor întâmpina în de-a lungul vieții lor. Trist este, în schimb, că măcar că avem toate aceste lucruri, măcar că în vremea aceasta modernă, din abundență, le avem pe toate, totuși vedem familii care au frustrări foarte mari, vedem familii care ajung în crize mari și chiar familii care ajung să divorțeze. Și îmi pun o întrebare. Cum se face că bunicii, străbunicii noștri n-au avut nici premarital counseling, n-au avut nici consiliere, n-au avut nici talk shows, n-au avut nici câte alte lucruri pe internet și cu toate astea au rămas împreună cu 10-15 copii, cu vaci și boi de dus la arat și cu pământuri de prășit și toate astea la oaltă cu vieți dificile și cu puține medicamente au dus o viață bună împreună. Îmi pun o întrebare. Ce se întâmpla atunci, de noi nu mai avem acum, de ei rămâneau împreună și noi am ajuns la o stare parcă tot mai deplorabilă în contextul modern al societăților noastre. Ba, pe lângă asta, vedem că până și cei din biserică au început să adopte tot mai mult un limbaj foarte umanist și chiar sloganele umaniste am început să le incorporăm și noi în viața bisericii și în viața de familie. De bună oară, o expresie care este foarte des întâlnită în spațiul secular este happy wife, happy life. Dacă ai nevastă bună, viața e foarte bună. Și pe când sigur în dedesubtul acestei expresii putem înțelege că atunci când cei doi au armonie, au fericire, sunt împliniți, ducem la o împlinire familiară foarte bună. E normal aceasta, logic, toți o înțelegem. În această expresie, în substratul ei, apare ceva mult mai nociv și notoriu. De bună oară, mișcarea feministă care a dus la ruperea standardelor și la dezechilibrul familiei va spune: vrei să ai fericire? Va trebui
să nu mai fie niciun standard, nu supunere, nu respect, aici suntem egali, fiecare facem cum vrem și doar atunci va fi cu adevărat fericire. Și aceste slogane, vrând nevrând, au ajuns să fie incorporate, împrumutate, chiar și în contextul spațiului creștin. În aceeași măsură am adoptat valorile lumii acesteia. Privim la aspectul de afluență, de bogăție, de statut și vrem și noi ca cei de afară să avem. De ce să râdă oamenii că noi nu putem? De altfel am venit din România, am muncit din greu, am muncit mâncând pământul, cum zicem noi, și după atâta muncă ar fi normal ca acum să se vadă ceva în urma noastră. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, care e problema? Și ne bucurăm tare mult să ne descoperim și noi aceste valori, arătându-le public prin ceea ce înseamnă afluența și acest statut social care vrem tot mai mult să fie incorporat în ceea ce înseamnă bunăstarea. Într-un loc, o familie a ajuns într-o stare destul de neplăcută. Unul din cei doi spunea: nu mă simt confortabil să merg la adunare dacă nu am mașina cu tar de lux. M-aș simți oarecum lezat să mă duc la adunare fără mașină de lux. Uite că alții au, mă simt ca și cum sunt un sărăntoc și atunci trebuie să cumpărăm o mașină de lux. După mașina de lux, tot n-a fost fericire, că erau alte probleme care continuau să fie mai departe în contextul familial. Am ajuns și noi să incorporăm aceste lucruri și să le vrem în viața noastră ca să ducem la o familie mult mai stabilă. Și astăzi aș vrea, dragii mei, cu ajutorul Cuvântului Dumnezeu, să mergem cu toți împreună la o consiliere maritală. Nu ne frică de consiliere. Când auzim cuvântul consiliere, în fel de bau-bau, ferească Dumnezeu, noi nu avem nevoie de consiliere. A consiliere, pur și simplu, ca și cuvânt, înseamnă sfătuire, înseamnă sfaturi practice. Și când vorbim despre consiliere maritală, vorbim despre sfaturi practice pentru viața de familie. Așa că să nu ne fie frică să mergem la consiliere. Apostolul Petru ne duce într-un spațiu de consiliere maritală în care ne explică câteva principii care sunt necesare pentru a construi o viață bună creștină. O viață de căsnicie care are rezultat, dacă vreți după cuvântul modern, succes și are binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți împreună cu toți care sunt în special căsătoriți să mergem la o consiliere marital în această dimineață. Acum cu sau fără acordul dumneavoastră tot mergem că trebuie să ascultați predica în această dimineață. Ca să putem intra în această discuție, dragii mei, va trebui să observăm că Apostolul Petru ancorează întreaga discuție într-un punct critic. Noi avem nevoie de o ancoră stabilă, de o fundație stabilă și non-schimbabilă. Altfel, devenim progresivi și noi. Și progresismul, prin definiție, n-are stabilitate. Pentru că în fiecare săptămână, lună sau an, vor trebui să incorporeze alte perspective, întrucât tot progresăm. Ajungem la un mai mare progres. Am învățat tot mai mult. Și aceste multe învățături distorsionează înțelegerea până într-acolo încât pierdem stabilitatea. Nu-i de mirare că în societatea în care ne aflăm, nimeni nu mai cunoaște nimic. Cine este, cum îl cheamă, identitatea sa, de unde vine, ce gen este, pentru că am pierdut stabilitatea din cauza unei fundații care n-are, din punct de vedere structural, stabilitate. Progresismul n-are stabilitate. Ei, Petru, când ne scrie acest text, îl ancorează într-o fundație care niciodată nu se schimbă. Și ancora aceasta, fundația aceasta, este Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun, dragii mei, dacă vrem să vorbim despre familie, trebuie să ne întoarcem înapoi la Cel care a creat familia. De prea multe ori și noi, ca biserici, am incorporat umanismul în înțelegerea noastră familială. Și o familie bună înseamnă. Și apare o serie întreagă de criterii drept umaniste. Doar din prisma umană, ce ar însemna să ai familie frumoasă, să ai bani, să fii deștept, să fii frumos, să ai intelect, toate acestea creează pentru noi rețetă de succes pentru familie. Am uitat că, de fapt, fundația familiei stă Domnul Iisus Hristos. În ziua creației, Dumnezeu a zis: haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cel care dă direcție familiei, cel care creează stabilitatea familiei, este Domnul Dumnezeu, mărit să fie numele. De aceea frumos spunea fratele păstor Petrică Lascău: ancorându-ne în ceea ce înseamnă familia, privim că contează pentru noi cine zidește. Dacă nu zidește Domnul, dacă nu El meșterul, degeaba construim noi, că nu vom avea stabilitate. Și observați cum se vede ancora aceasta în textul de față. Versetul 1. Tot astfel, nevestelor,
Ma tot astfel înseamnă ca și, exact la fel. La fel ca ce? Va trebui să mergem mai devreme în context ca să înțelegem ce înseamnă tot astfel. Și observați un detaliu care nouă cel puțin nu ne-l place. Versetul 20. În adevăr, din capitolul 2. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile Lui. Ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, tot astfel nevestelor. Tot la fel ca Domnul Iisus Hristos. Avem un mare păstor care este înainte mergător nouă și care ne-a trasat o cale. O cale care nouă nu întotdeauna ne place. Noi vrem o cale de succes, de biruință, de afluență, de tot ceea ce este bine. Dar observați că spune Apostolul Petru, la aceasta ați fost chemați, să suferiți într-o lume haină care urăște cuvântul lui Dumnezeu. Spun și în această dimineață, dacă cei din jurul tău din lume nu se simt deloc deranjați de prezența ta, nu prin modalități necorespunzătoare, că țip să faci scandal, dar dacă prezența ta într-un loc nu face pe cineva incomod, care iese din lume, înseamnă că în tine nu este lumina lui Dumnezeu. Dacă în jurul tău oamenii pot înjura, pot țipa, pot face fel de fel de glume porcoase și pe tine nu te deranjează și ei nu văd aceasta, înseamnă că lumina nu este în tine. Dacă lumina este în tine, când lumina apare, ori fuge întunericul, ori se retrage lumina. Nu poți să trăiască împreună lumina cu întunericul. Și de aceea Apostolul Petru ne spune, în lumea aceasta care este întuneric, care trăiește în întuneric, care este îmbibată în păcat, voi aveți de suferit. Și din cauza aceea, ca să nu vă pierdeți inima, priviți la Domnul Iisus Hristos, la Cel care este înainte mergător, care a răbdat din partea celor nedrepți, pe nedrept, pentru mântuirea noastră. Asta a fost jertfa supremă a Domnului Hristos, mărit să-i fie numele. Tot astfel. În aceeași măsură, voi care vă numiți creștini, voi care vă numiți familii ale lui Dumnezeu, tot la fel ca Mântuitorul vostru, trebuie să vă înarmați cu același mod de gândire. De aceea, ca să putem ancora textul, va trebui să ne întoarcem înapoi tot la Domnul Iisus Hristos. Nu putem vorbi despre familie dacă nu-L avem pe Hristos în centrul familiei. Dragii mei, ne place să auzim sfaturi de familie și atunci evaluăm competența celor care vorbesc. Câți ani de căsătorie are persoana aceasta? Câți copii are? Unde sunt copiii în relație cu calea lui Dumnezeu? Câți bani au? Ce casă au construit? Ce mașină conduc? Ce savings au ei? De cât timp sunt în adunare? Ce companie conduce? Ce biserică conduce? Toate acestea pentru noi sunt importante ca să evaluăm competența celui care nouă ne dă sfaturi. Și de aceea de multe ori ne pierdem pentru că evaluăm uman lucrurile. Apostolul Petru nu spune, vă dau niște sfaturi din viața mea de căsătorie. Tot astfel pe cum Hristos e fundația noastră, ne întoarcem și la capitolul căsătorie, ancorându-ne tot în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Hristos trebuie să fie și să rămână pentru totdeauna fundația familiilor noastre. Alminteri degeaba discutăm noi de căsătorie, fiecare avem alte opinii și perspective. De aceea ne întoarcem înapoi la fundația și ancora în care trebuie să stăm. Bazați pe această fundație, Apostolul Petru prezintă 4 criterii care le putem desprinde în acest text, care creează principiile pentru o consiliere bună maritală. Pentru sfaturi bune de căsătorie, sunt 4 principii care Petru le vede izvorând din relația creștinului cu Domnul Iisus Hristos. Haideți împreună să le observăm. În primul rând, este nevoie de respect în familie. Respect din partea amândurora ca să fie un cadru potrivit și bucuros în familie. Ne spune versetul 1. Tot astfel, de vestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Începem cu surorile, că aici începe cu surorile în text. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Știți că este foarte interesant că sunt surori care se pot supune tuturora. Se pot supune șefului de la lucru,
se pot supune pe afară, pe șosea, dacă cineva trage pe dreapta un polițai, se supun și ascultă. Pot să aibă un manierism prietenoasă, cu respect față de cel care îi vinde roșiile la magazin. Dacă e vorba de soțul ei, nu este respect. Îi poate respecta pe toți, dar nu pe soțul ei. De aceea Petru spune, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Degeaba sunteți cu respect față de alții. Dar în casă, față de cel care ți este partener de viață, care ți-a jurat legământ de căsătorie, poți să ai respect? E necesar să recunoaștem că avem nevoie de această stabilitate în ceea ce înseamnă respectul în familie. De prea puține ori avem capacitatea să respectăm pe cei care sunt mai aproape de noi. Respectăm profesori la școală, respectăm pe oameni în societate, dar părinții noștri ne permitem să vorbim cum vrem cu ei. De ce? Căsa noștri. Că dacă nu erau ai noștri, nu ne permiteam. Dar fiind mai aproape de noi, ne permitem să luăm peste picior. Similar, în contextul marital, de prea puține ori găsim stabilitatea și capacitatea să avem întotdeauna respect. Îi respectăm pe toți. Ai văzut ce companie are cu tare? Ai văzut ce mașină are cu tare? Ai văzut ce casă construit cu tare? Vai de noi! Și privim unul la altul și pierdem respectul. Ca să avem stabilitate în familie, ancorându-ne în ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, va trebui în casele noastre să se găsească întotdeauna respect. Sora Emily, totdeauna să ai respect pentru fratele Timothy. Să-i dai respectul cuvenit ca soț al tău. Să-l respecti pe cum biserica îl respecte pe Domnul Hristos, supunându-i se, dându-i șansă, dacă vreți, spunem astfel, să conducă, să dea direcție, astfel să-i dai voie soțului tău să fie pentru tine un cuvânt întotdeauna de călăuzire, respectându-l cu reverență și cu mult respect. E similar cât privește soțul și el are o parte în ceea ce înseamnă respect. Ne spune versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, auziți acum, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Am explicat de mai multe ori acest text, mă repet în această dimineață, pentru că de multe ori noi facem greșeala să spunem femeia este inferioară, pentru că ea e slabă, ea nu-i tare ca bărbatul. Sigur, prin definiția biologică este o reală diferență între capacitatea fizică a bărbatului și a femeii. Așa ne-a creat Dumnezeu. Proporțional vorbind, de obicei un bărbat este un pic mai mare ca o femeie. Biologic vorbind, la trup. Așa ne-a creat Dumnezeu. Ei, dar în schimb ce spune apostolul Petru aici este că în dinamica emoțională există o diferență. Bărbații sunt mai robuști. Prin definiție suntem foarte competitivi. De aceea când cineva ne insultă, noi vrem să le dovedim că putem face și altfel. Și asta este un fel de gaz pentru focul nostru. Merge mai departe ca să-i dovedim că au greșit în evaluarea noastră. Femeia este diferită. Și când spune că este un vas mai slab, se referă la un vas mai delicat, mai de cinste. Precum spuneam de mai multe ori acest exemplu, în casă am pahare de plastic care le folosesc pentru copii. Că dacă dau cu el de pământ, chiar nu-mi pasă, de plastic. Dar am și pahar de sticlă, prea puține mai am, că mi-am spart până acum, care mi-au rămas între ele pe lângă copii. Am și câteva de sticlă care le scot afară numai că mi-i musafiri. Alea sunt foarte delicate. Va trebui să le mânuim cu foarte mare atenție ca nu cumva să le spargem. Să ne rămână pentru când mai vin musafiri la noi. Cu cele de plastic le arunci în ghiuvetă, le speli, dai peste ele, dai pe jos, le pui înapoi. Nu-i problemă că e de plastic. Femeia este un vas de cinste. Este un vas mai slab, mai delicat. Și prin urmare va trebui tandrețe, finețe în modalitatea în care soțul se comportă cu soția lui. Asta înseamnă respect la nivel de familie. Vă dau un exemplu. Nu vi se pare interesant că la început, când cei doi de-abia prietenesc, ar vrea să intre în căsătorie, atâta tandrețe vreți din partea lui. Îi duce poșeta, măcar că râs și de el când îi duce poșeta, îi deschide ușa la mașină, vezi că îi face orice, dacă îi rece de repede haina jos ca să-i pună pe ea să-i fie cald și toate sunt frumoase. Trec 5, 10, 20 de ani de căsătorie și el nu știe unde e ușa la mașină. El intră în mașină, hai femeie, să plecăm, că întârzi din cauza ta. Nu mai așteaptă. Nu-i mai cară povara. Devenim și noi așa ca stilul Orientului Mijlociu. El merge în față cu mâinile la spate și ea cu toată casa în spate vine după el. Observați, dragii mei, că se schimbă dinamica respectului. Și eu mă întreb de ce. De ce pierde în finețea respectului? Pentru că, revin, fundația în care noi suntem ancorați este non
inschimbabilă. Dacă eram în contextul progresist, spuneam da, am făcut progres, măcar că e regres. Am făcut progres și prin progresul nostru nu mai e nevoie de tandrețe, de respect, de aceea sfială, frumusețe în comportament. Acum am progresat. Ei, noi vorbim despre o fundație care nu se schimbă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, mărit să fie numele Domnului. Și pentru că El nu se schimbă, standardul marital nu se poate schimba. Dumnezeu cere respect la capitolul familie. De aceea este foarte important să ne tratăm unii pe alții cu respect. Dragi soți, să nu vă fie greu să faceți complimente soțiilor dumneavoastră. Proverbe 31:28 spune, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Observați, dragii mei, că suntem chemați să respectăm soțiile noastre. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Bucură-te de nevasta, soția care Dumnezeu ți-a dat-o. Răsplătește efortul muncii ei prin complimente. Îți mulțumesc pentru mâncarea care ai făcut-o astăzi. Sigur, poate nu întotdeauna iese exact cum am dorit. Poate nu întotdeauna este pe gustul nostru. Poate a încercat o rețetă nouă. Dar important e ca acel respect să ne ducă la aceea stare de frumusețe în colaborare. Revin, la început avem mult respect. Pe parcurs, dacă nu suntem atenți, putem să pierdem respectul pentru că devin prea confortabil. Când ne-am căsătorit, măcar că acum Diana este o expertă în arta culinară, la început de-abia învăța și de dragul meu mi-a făcut o ciorbă de perișoare. Mai spus aceasta. Am venit acasă, o oală mare pentru o familie cu 10 copii, măcar că aveam niciun atunci, a făcut o oală cu ciorbă de perișoare. Eu flămând de la lucru bucuros, mi-am pus să mănânc și ea, atentă să vadă ce spun. Prima lingură mi-a ars până în stomac, la cât de sărat a fost. Mie îmi place, eu mănânc foarte sărat de felul meu, mi s-o mai spus, mai las-o mai puțin, că nu-i bine cu atâta sare, dar eu așa mănânc de felul meu. Dar asta a fost peste măsura mea de sare. Dar n-am zis un cuvânt. Am înghițit, nimic, ea e bună, e foarte bună, sigur e bună, e sigur e bună. Chiar îți place, chiar îmi place. Mă, dar sigur e bună. Zic, acum, poate mai puțină sare. Am știu că nu e bună, am știu că e foarte bună, lasă că e foarte bună. Ei, acum, pentru că avem mai mulți ani de căsătorie, îmi permis să spun, aici mai trebuie un pic de sare, mai pic de vegeta, mai pune un pic de piper. Pentru că, revin, în timp devenim prea confortabili, e mai ușor să ne exprimăm, dacă vreți, neplăcerile. Dragii mei, frate Timi, soră Emily, dragi frați și soră care sunt căsătoriți, să nu pierdem respectul în familie. Ne cheamă Dumnezeu aceea tandrețe, comportament creștinesc frumos, în respect, să existe între soț, soție. Doamne ajută la aceasta! Doamne ajută la aceasta! Cei care au respect în familie au spus amin, slavă Domnului Iisus. În al doilea rând, dragii mei, vorbim despre nevoia de comunicare. Un alt principiu care apare în familie este comunicarea. La fiecare nuntă vorbim despre el pentru că este atot prezent în căsnicile noastre. Nu poți vorbi despre o căsătorie de succes, de binecuvântare, de har, dacă nu există comunicare între cei doi. Și aici apar alte dificultăți și probleme. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că în viață, mai tare te vor durea anumite cuvinte care ți-au spus decât dacă ai primit o palmă. Despre Ieremia se spunea, haideți să-l ucidem cu vorba. E ușor să distrugi pe cineva cu cuvintele tale și acele cuvinte vor rămâne ani lungi de zile. Dacă l-ai lovit, uite că îi trece și nu mai doare. Dar dacă l-ai rănit emoțional prin cuvintele spuse, aia vor rămâne multă vreme. Și acum observați din nou la bărbați și la femei cum se manifestă această nevoie. Tot astfel și voi, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Aici este de neconceput pentru o femeie. Cum se poate ca el să mă asculte fără să vorbesc? Eu trebuie să vorbesc ca el să mă asculte. De altfel, când am vorbit și încă mult, nu m-a ascultat. Dar mai să nu zic nimic. Trebuie să vorbesc. Când vorbim despre dinamica celor doi, este o disproporționalitate în modalitatea în care Dumnezeu ne-a creat în conceptul fiziologic, biologic, psihologic, cum noi gândim. Și de aceea, când vorbim despre bărbați și femei la comunicare, este o mare diferență. Se spune psihologic că femeile au o bancă de 20.000 de cuvinte pe zi. Și bărbați undeva la jumate, 10.000 de cuvinte, poate unii mult mai puțin. Atunci gândiți-vă că cine trebuie să comunice, ea are multe să spună și el prea puține să asculte, uneori și încă să spună. Și atunci creează o discrepanță între cei doi. Spuneam recent soției mele, te rog, nu mai îmi pune întrebări femeiești. M-am întâlnit cu o familie care i-am vizitat împreună și ne-am întâlnit cu ei mai devreme și mi-au spus că, frate Andrei, mai mulți ani în care tot ne-am rugat și am dorit și am întrebat pe Domnul, Dumnezeu ne-a onorat cerința și ne-a dat un copil.
la acum soție însărcinată, ne bucurăm, slavă Domnului Iisus. Mă duc acasă, spun Diana, uite, e gravidă sora cu tare, mi-a spus familia că o primim copil la Domnul. Fai, ce fain. Și cât timp are? Nu știu. Și când trebuie să nască? Nu știu. Și cum se simte? Nu știu. Mi-au spus că e gravid. Acum, acele detalii, sunt detalii femeiești care pe mine chiar nu mă interesează. Da, dar cum o să-l numească? Dar ce gen o să fie? Ce ai vrea să aibă? Dar chiar nu știu. Tiparul ăsta nu aparține bărbaților. Pentru noi simplu. Când, unde, cum, de ce, atât. La scurt și la subiect. Mi-ai spus mulțumesc, am înțeles informația. Pentru surorii, dinamica comunicativă este foarte diferită. Se implică toată emoționalitatea împreună și toate acestea lucrează împreună și absența lor creează o frustrare foarte mare. De aceea, pentru o femeie, lupta mare la comunicare este să înțeleagă cum să se raporteze la bărbatul ei. El, dacă se simte agresat verbal, se blochează și se închide și nu-ți mai răspunde. Poți să tai cu fierăstrău, că nu mai răspunde. S-a blocat în creierul lui, încă dacă este și concentrat pe ceva, fiind foarte compartimentalizat în minte, nu are capacitate să facă două lucruri deodată. Se arde circuitul, nu se poate. Putem să respirăm și să mâncăm în același timp, să respirăm, să conducem în același timp, dar să facem trei deodată, asta nu se poate. Dumneavoastră sunteți ceva cu adevărat special, cum a făcut Dumnezeu. Să faci mâncare, să vorbești, să crești copilul, să speli pe jos în același timp. Asta este ceva ce pentru noi este uimitor. Ei, dragii mei, la capitolul comunicare creează o mare diferență felul în care noi înțelegem aceste dinamici. Amici. Și dacă nu le înțelegem corect, avem mari probleme în căsătorie. Dragi surori, dacă un bărbat n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, el poate fi câștigat fără cuvânt printr-o purtare a nevestei sale, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, în care să nu poți să fii acuzată de nimic, în care să ai un standard de viață așa de frumos încât să spună, mă, eu am o sfântă. Știți că întotdeauna binele birui rău? Noi credem că să putem câștiga o luptă, ridicăm tonalitatea vocii, apăsăm mai profund pe ceva ce ne supără, dacă e nevoie, țipăm tare și chiar ajungem la violență, Doamne ferde, așa ceva, între ceea ce facem noi ca oameni. Așa gândim noi că se biruie. De aceea, guvernele, când văd că nu mai au șansă să câștige, devin dictatoriale. Vin cu armata, bat pe oameni în stradă, îi supun prin frică. Dragii mei, știți că dragostea îngenunchează mai repede pe cineva decât răutatea și forța? Iisus Hristos, când ne-a câștigat, nu ne-a câștigat nici prin amenințări, nici prin focul iadului, nici prin bătaie divină. Hristos ne-a salvat prin dragostea sa, mărit să-i fie numele. Și dacă vreți să biruiți în familie, mai multă dragoste, mai puțină ceartă și ajungem la limanul binecuvântării. Dar nici bărbații nu sunt scuzați la capitolul acesta, pentru că ni se spune în felul acesta, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și cuvântul înțelepciune, vreau să vă spun, dragii mei, că înseamnă doctrină, cunoștință, percepere divină despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că un bărbat în casă trebuie să fie cu adevărat preot al casei sale. Și am să vă dau un verset care, dacă până acum nu a pus pe gânduri, cel puțin în câteva săptămâni când ajungem la el la 1 Corinteni, o să vă pun mai mult pe gânduri atunci. Versetul 35 din capitolul 14 din Corinteni. Dacă voiesc să capete învățătură soțiile, surorile, asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă. Asta înseamnă că bărbatul trebuie să fie în stare să explice cuvântul lui Dumnezeu. Soția are o întrebare. Cum e cu chestia asta doctrinar? Uite, cu lucrul ăsta. Ce înseamnă asta din Biblie? Și el trebuie să fie în stare să-i răspundă. De bună oară, o întrebare care poate să fie pusă. Cum e cu botezul ăsta cu Duhul Sfânt? Totuși, până acum n-am perceput exact ce înseamnă asta. Și el, ca preot al casei, trebuie să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și să explice ei ce înseamnă doctrina botezului cu Duhul Sfânt. Acum cât eu nu spune, eu nu sunt păstor, eu sunt ce sunt. Fiecare lucrează în alt domeniu, că e doctor, că e framer, că e tailor, ce face el, fiecare are alt domeniu. Aia nu e treaba mea, e treaba păstorului, nu? Pentru că Biblia spune, dacă ele au întrebări la biserică despre ceva, să se abțină la biserică și acasă să întrebe pe bărbații lor. Aici mie îmi spune că bărbații trebuie să fie echipați spiritual. Știți unde se echipă bărbații spirituali, dragii mei? Venind la biserică și ascultând predicile, luând notițe. Ei, dacă noi la biserică n-ascultăm, citim reviste, stăm pe telefon sau câte altele, vreau să vă spun, n-ai cum să înveți despre Dumnezeu. De aceea ne cheamă Dumnezeu să fim atenți la al său cuvânt. Doamne, ajută la aceasta. Și când un bărbat este infuzionat de cuvântul lui Dumnezeu, când un bărbat are pe Hristos în inima lui,
Vreau să vă spun că modalitatea în care comunică cu nevasta sa, cu soția sa, este una biblică, cu respect, cu sfială, cu atenție, cu bucurie, cu tandrețe, pentru că a lui cuvinte sunt drese cu sare, cu har, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, lasă o astfel de comunicare în familiile noastre. În al treilea rând, dragii mei, un alt principiu care Petru ni-l învață în acest text vis-a-vis de consiliere maritală este principiul simplității. Și cât de nevoie de acest principiu în vremea în care noi trăim. Versetul 3. Femeilor, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Desigur, aici iară este disproporțional. Lupta aceasta cu frumosul, cu îmbrăcămintea, cu podoabele, este disproporțională mai mult la femei decât la bărbați. Spuneam de multe ori, pe noi Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem. Noi nu venim prea multe varietăți. Cam așa ne-a făcut Dumnezeu, cam general arătăm cam la fel. Poate unii mai rotund, unii mai scund, unii mai subțire, dar general cam arătăm exact la fel. Nu prea avem cu ce să ne arătăm. În schimb, covârșitor în Biblie veți găsi că femeia a fost făcută frumoasă de Dumnezeu. Și frumosul trage inevitabil tot la frumos. Și atunci, în contextul cultural în care suntem, dacă ești frumoasă, arată-te că ești frumoasă. Asta te învață societatea. Îmbracă-te în așa fel încât să-ți demonstrezi frumusețea. Împodobește-te în așa fel încât să atragi ochii oamenilor să vadă valoarea care o ai. Pe când Biblia, dragii mei, ne învață că este nevoie de simplitate în ceea ce înseamnă comportamentul creștinesc. O femeie sfântă care iubește pe Dumnezeu și care în familie vrea să fie o soție de bază pentru împărăția Domnului, învață principiul simplității. Dragi surori, cu tot respectul, nu fiecare eveniment mare necesită o rochie nouă sau papuci noi. S-au ajuns la multe crize financiare din cauza unor neînțelegeri, pentru că azi e Paștele. Pe cum să merg la Paște să am aceeași roche care am avut săptămâna trecută? Și care e baiul dacă o ai? Și ca... Dă slavă Domnului că ai măcar pe aia, că puteți să și pe aia, să fim într-un context mai dificil. Și uite că Dumnezeu a dat o roche, două, trei, slavă Domnului. Și de prea multe ori ne uităm că în dulapul nostru avem atâtea haine care nici nu le-am purtat și acum stă persoana și spune, oare cu ce să mă îmbrac astăzi? Oare asta? Nu, nu, dacă luăm albastru, se meargă cu, nu, cu verde nu merge, cu roz, cum ar fi. Și ne uităm la acest aspect din cauza abundenței care o avem, că ne-am învățat ca să ținem pasul cu alții. Cum să arăt eu cel mai sărac din biserică? Dragii mei, e important să învățăm principiul simplității în contextul familiei. Multe din dificultățile care se întâmplă în adunare se întâmplă din cauza că noi vrem să ne arătăm și noi cu adevărat ce avem, câți bani avem, ce am cumpărat, și asta creează traume între frați. Știți că biserica primară era exact în partea opusă? Își vindeau tot ce aveau, dădeau banii săracilor și aveau toți de obște. Adică aveau toți împreună la fel, ca să fie nicio diferență între ei, ci toți împreună să arate ca aceea familie a lui Dumnezeu. Ba mai mult, de multe ori vin cei de afară la adunare și privesc la noi și spun, păi eu nu mă simt confortabil aici, ăștia sunt prea bogați, uite mașini de lux, uite în felul cum se îmbracă, păi eu mă simt ca un sărântoc între ei. Și aici ne spune, dragii mei, principiul simplității. Nu spunem că nu-i voie să ne îmbrăcăm frumos, dar să ne îmbrăcăm simplu și cu simplitate. Petru spune să nu fie podoaba de afară, nu să nu fie nu numai. Adică să nu fie podoaba de afară. Nu-i nevoie de podoabe ca să fii frumoasă. Ești frumoasă că Dumnezeu te-a făcut după chipul și asemănarea sa. Ești frumoasă pentru că ești lucrarea mâinilor Lui și asta îți dă valoare. Lăudat să fie numele Domnului. Și bărbații au o luptă la capitolul simplitate. Observați ce spune. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Dragi bărbați, pentru ce luptați dumneavoastră? Care este doleanța, dorința dumneavoastră pentru viața aceasta? Să ajung să am casa cu tare, mașina cu tare, bani în bancă, să am piscină, să am toate lucrurile astea. Dacă ajung acolo, cu adevărat îți binecuvântat. Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ajungem în adevărata viață. În adevărata viață. Știți ce e adevărata viață, dragii mei? 1 Timotei 6:17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu.
Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Adevărata viață nu e asta. Vreau să vă spun că ce trăim noi aici, dacă vreți așa într-un cuvânt mai modern, virtual, încă nu e adevărata viață. Noi suntem în pregătire pentru adevărata viață. Adevărata viață va începe când ajungem acolo, în eternitate. Acolo nu-i sfârșit, acolo e pentru totdeauna. Acolo molia, viermele nu mai mănâncă, acolo rugina nu mai arde nimica. Acolo va fi o statornicie eternă, că vom fi împreună cu Dumnezeu. Tot ce avem aici va arde, se va distruge, se va pierde. Orice agonisește aici va fi distrus, dar ce agonisește acolo va rămâne pentru totdeauna. Dragii mei, e nevoie de simplitate în familie. Și cât de bine am duce noi financiar, dacă am fi mai atenți vis-a-vis de capitolul simplitate. Dacă n-am căutat să ținem pasul cu lumea în toate lucrurile acestea, mult mai ușor ne-ar fi nouă. Și chiar în familie? Știți ce spune Apostolul Iacov? De unde vin certurile și luptele între voi? Știți de unde? Că vreți, poftiți și n-aveți. Dacă ați fi mulțumiți cu ce aveți, n-ar mai fi certuri și lupte între noi. Doamne, dă-ne simplitate în familiile noastre. Și în ultimul rând, e nevoie de spiritualitate în familie. Ne spune Apostolul Petru, dragii mei, în versetul 5, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, și acum auziți, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Câte o soție spune, nu mă ascultă soțul, așa de greu mi-e cu el, așa de rău se poartă cu mine, vai, nu știu cum să-l conving, să-i spun, să-i fac. Dar Biblia spune așa, în primul rând, ele nădăjduiau în Dumnezeu și apoi erau supuse bărbaților lor. Dumnezeu vrea să avem noi prima oară o relație cu El personală, ca mai apoi să avem biruință în relațiile noastre interpersonale. Dragii mei, e nevoie de o relație reală cu Dumnezeu și similar la bărbați se spune ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dragi bărbați, vă mai rugați pentru familiile dumneavoastră? Știți că Dumnezeu pe dumneavoastră vă ia în primul rând responsabil pentru nevoile familiale? Dumnezeu nu va trage păstor la răspundere pentru nevoile familiilor tale spirituale. El are o slujbă de făcut, dar primul care merge în fața lui Dumnezeu cu mâinile ridicate este soțul, este tatăl din casă, este cel chemat să-și apere familia. Omul lui Dumnezeu Iov, un multea miliardar a vremii aceleia, care avea o corporație enorm de mare, avea cămile, transport, avea oi, făcea mâncare, avea agricultură, avea angajați. Omul ăsta își găsea timp să stea în rugăciune pentru familia sa, pentru fiecare din copiii lui. Cât timp ți-a luat să te rogi pentru fiecare din copilul tău? Găsește multe ori în acest timp de rugăciune dimineață de o oră, care îl facem de la 6 la 7, că n-ajunge timpul pentru câte nevoi ar fi de spus în fața lui Dumnezeu, pentru câte lucruri avem să încă punem în mâna Domnului. Dragi bărbați, vă mai rugați pentru familiile dumneavoastră? E fain să venim la nuntă să zâmbim când se spune așa mai hazliu sau să ne placă despre ce se vorbește. Dar eu mă întreb, mai practicăm ce și spunem, dragii mei? Mai punem în aplicație ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Hristos e fundația și nu se schimbă, relația cu Hristos trebuie să rămână consecvent până în ziua când se întoarce El. Dumnezeu pentru copiii tăi vrea rugăciunea ta. Dumnezeu pentru nevoile tale familiale vrea rugăciunea ta. De multe ori auzim, frate, am o cauză, roagă-te pentru mine. Și o întreb, da, tu te-ai rugat pentru tine? Păi frate, știi, pe mine nu mă ascultă Dumnezeu, vă ascultă pe voi Dumnezeu. Dar de unde? De unde ai scos? Din care Evanghelie fără capitole ai scos tu chestia asta? În Biblie nu scrie așa ceva. În harul lui Dumnezeu, oricine vine prin Hristos este ascultat de Domnul, mărit să-i fie numele. Drag frate din adunare, drag bărbat, drag soț, când te-ai rugat tu ultima oară, mijlocind asidu pentru familia ta ca Dumnezeu să dea biruința? E nevoie de spiritualitate în familie. Și când aceste principii sunt găsite în familiile noastre, atunci avem cu adevărat o căsătorie fericită. Atunci am făcut cu adevărat consiliere maritală. Nu-i rău la consiliere. Când ascultăm de-a Domnului cuvânt, când ne consiliază El, când ne învață El și când noi ascultăm. Pentru cei doi în această dimineață dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze căsnicia lor.
să-i ajute să împlinească ceea ce Dumnezeu spune prin cuvântul Său și împreună cu ei și noi, părinților, familiile, biserica, să-L cinstim pe Domnul și la noastre familii, Dumnezeu să le verse har și binecuvântare. Amin.